Îmi doresc un oraș normal, un oraș pentru oameni, un oraș din care tinerii să nu mai plece și în care bunicii să trăiască cu bucurie, nu cu resemnare. Înainte de toate, trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă un oraș normal. Normalitate înseamnă că fiecare familie are toate utilitățile de bază asigurate. Vom demara investițiile de extindere a rețelei de gaz metan în cartierele Gară, Valea Cenții, Teiuș și Jrupa, precum și în zonele nou construite. Într-un oraș normal, oamenii își găsesc ușor locuri de muncă, bine plătite. Caransebeș are nevoie de un parc industrial modern care să genereze noi oportunități profesionale pentru angajați, dar și investiții. Un oraș normal oferă cetățenilor săi zone în care își pot petrece timpul liber, aproape de casă. Îmi doresc ca Parcul Teiuș să devină inima Caransebeșului și să găsim aici o zonă de agrement complexă care va cuprinde piste pentru biciclete, o plajă reamenajată la cotitură, alei de promenadă, spații pentru divertisment și spectacole, grădini botanice și un orășel al copiilor modernizat. Un oraș normal este unul în care solidaritatea se respiră în aer. Avem nevoie de un adăpost pentru animale fără stăpân. Lipsa unei strategii locale orientată spre rezolvarea problemei pe termen lung se resimte azi pe străzile din Caransebeș. Un oraș fără tineri este un oraș fără viitor. Caransebeș trebuie să le ofere sprijin și, de ce nu, un loc pe care să-l numească acasă. Îmi propun să construim locuințe pentru tineri prin programele derulate de ANL, precum și noi locuințe sociale pentru cei care sunt în nevoie. Caransebeș are nevoie de copii sănătoși și de performanță. Îmi doresc să avem și la noi, în oraș, un bazin modern de not pentru copii și adulți, cu scop educațional și sportiv. Bazinul va fi destinat celor mici, caransebeșenilor care doresc să facă performanță prin sport, dar și celor care caută modalități sănătoase de relaxare. Un oraș normal are o infrastructură coerentă, modernă și funcțională. Caransebeș are nevoie de piste pentru bicicliști și de străzi care să asigure un trafic organizat. Drumurile și trotuarele trebuie să fie accesibile tuturor cetățenilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități sau mămicilor cu cărucioare. Acesta este Caransebeșul pe care mi-l doresc, atât eu cât și echipa mea, și pentru care vă așteptăm să punem împreună prima cărămidă în 27 septembrie.